Lumina, încetă. Loc binecuvântat de Dumnezeu, Bacăul, așezat la întretăierea a două mari răuri, Bistrița și Siret, are o istorie milenară. Este atestat documentar la 6 octombrie 1408 de Alexandru cel Bun. Primele urme de locuire datează din Paleoliticul Superior. Nebiruitul Ștefan Vodă înalță o curte domnească și minunata biserică Precista. De aici a cârmuit o bucată de vreme fiul său Alexandru. La mijlocul veacului al XIX-lea, la Bacău nu erau decât două străzi principale, Bacău Piatra și Strada Mare. Țiganii-mi cântă romanța unei femei ce-am iubit, prezind în mine speranța. Ea când mi-am amintit, s-o mai iubesc, e zadarnic, acum atâta doar vrea, să uit tot chinul meu amarnic, să voinăresc și să beau mână dirjan și dumă-n noapte. Eu ascune nu-mi drăzneam, sub balcon eu ți-am cântat o serenadă, ca pe vremuri visătorii trubadiuri, sus pe cer s-oprise-n luna să mă vadă, cum cântam de dragul dulci tare guri, toate florile ascultau a mea tirară, numai tu n-ai înțeles ce dor mi-era. Balcon eu ți-am cântat o serenadă, cea din tâi și cea din urmă în viața mea. În zadar priveam să apar la geam și în zadar speram, tată, stelele păleam și cum
mă priveau, pare că-mi spuneau, pleacă. Nici o floare n-a picat peste rune și zadar sărmanele vibrau. Singure doar visele nebune, prefăcute în lacrimi picurau. Sub balcon eu ți-am cântat o serenadă, la pe vremuri visători trubaduri. A murit Gheorghe Gheorghiu Dej, trăiască Ceaușescu. Nu o să credeți, dar prima vizită de lucru a lui Nicolae Ceaușescu în 1966 la Bacău a fost întâmpinată cu un entuziasm de nedescris și sincer. Putem afirma fără tăgadă că întreaga suflare a Bacăului i-a ieșit în întâmpinare. Așa cum vedeți, mașina oficială abia înainta din cauza mulțimii de flori. Se spera la o viață mai bună. Și a început epoca de aur. Să dărâmăm cei vechi
și noul să ia locul, era lui Zinca. La drămarea Bacăului am stat întotdeauna bine. Cu târnăcopul și cu buldozerul ne-am repezit asupra clădirilor. Am demolat de-a Valma, n-am cruțat vechea stradă mare, un lipscan băcăuan care astăzi ar fi fost un adevărat loc de atracție. Hei, rup, hei, rup, noi construim o nouă deviză. Munca voluntară era cea mai bună metodă a epocii de aur. Munca pe rupte ca brigadier și drept răsplată primește o insignă sau un steag de fruntaș. Stahanoviștii, adică cei ce se remarcau prin depășirea planului, erau menționați la gazeta de perete. Priviți cum merge pe șantierele patriei, cu zâmbetul pe buze, lopata pe spate și steagul în mână.
Școala numărul 28 s-a ridicat acolo unde creștea grâul. O sală de sport, complexele Decebal și Moldova, Selectul, bazinul de not. Sute de blocuri s-au înălțat formând cartierele Cornișa, Orizont, Tic-Tac și altele.
Firește, noile realizări trebuiau raportate. Cel mai bine cu o nouă invitație la o vizită de lucru. Iată-l la Bacău pe cel mai iubit conducător. N-a mai fost ca prima dată. Lumea a fost scoasă din întreprindere cu forța pe bază de tabele obligatoriu. Cum să te bucuri dacă au dispărut alimentele de bază? Iar ce se găsea era pe bază de buletin. Cozi interminabile de la miezul nopții pentru lapte, ouă, carne. Televiziunea exista doar pentru câteva ore pe zi. Invadarea Cehoslovaciei de către trupele tratatului de la Varșovia în noaptea de 21-22 august 1968. Ca urmare, se înființează detașamentele gărzilor patriotice. Am plătit datoria externă. Am strâns cureaua până la ultima gaură. Am mâncat ce am găsit, ne-am îmbrăcat cu ce am avut. Am lucrat sâmbătă și duminică. S-au făcut câte 3 schimburi. Am mers la culesul recoltei fără odihnă. Speram și iar speram că scăpați de datoria externă vom trăi omenește. Nimic. Nimic.
pregăteam pentru gloriosul congres al 14-lea. August 1983. Primul secretar Tănase, întregul activ de partid, crema Bacăului, privesc defilarea oamenilor muncii. Bacău, într-o mahala S-a întâmplat o mare dandana. Dandanaua la Bacău. A început revoluția. Muncitorii lasă lucrul, devin revoluționari. Începe lupta pentru ciolan, cât mai mare și gras. Economia băcăoană e vraiște și ne bucurăm că nu muncim. Revoluția băcăoană omoară unicul ziar săptămânal, Steagul Roșu. Deșteptarea se va numi noul ziar.
Eu am fost biruit la Războieni și la Chilia. Moldova a biruit pretutindeni. Am fost norocul, a fost tăria. Sunt bătrân. O, pădure tânără, unde sunt moșii voștri? Unde sunt părinții voștri? Unde sunt bătrânul Manuil și Goian și Știbor și Cânte și Dobru și Juga și Gangur și Gotcă și Mihai Spătarul și Ilea Hurucomisul și Dașboc Pârcărabul și Oană și German și chiar Baloșului Bodur? Și pe oasele lor s-a așezat și să tot pământul Moldovii ca pe umeri unor urie. Aici suntem, Măria ta. Noi, urmașii urmașilor lui Ștefan, am ctitorit oraș nou. Filele cronice orașului acesta se așează una câte una de mai bine de jumătate de mileniu între coperțele cărții vieții moldovenilor de pe Valea Bistriței. Cetatea nouă s-a născut din și peste zidurile vechi. Trei sute de străzi și 37.000 de case, peste 200.000 de locuitori are astăzi orașul. Mărturia strămoșilor noștri stau și veghează peste 30 de statui și monumente. Bacăul are vârsta cea mai frumoasă, vârsta tinereții și a viitorului. Ștefane, Măria ta, tu la Putna nu mai sta. Las arhimandritului toată grija schitului, lasă grija sfinților în seama părinților. Clopotele să le tragă ziua întreagă, noaptea întreagă, doar s-a îndurat Dumnezeu ca să-ți mântui neamul tău. Și acel rege al poeziei, veșnic tânăr și ferice, ce din frunze zdoinește, ce cu fluierul îl zice, ce cu basmul povestește, veselul Alexandrii. Seara pe deal, buciumul sună cu jale, turmele urc, stelele scapăr în cale, apele plâng, clari zvorând în fântâne. Sub un salcâm, dragă, mă aștepți tu pe mine. Când de mănușa lungii săbii mă rezimam să nu mă clatin, cântau cu toți pe Basarabii, pe domnii neamului Mușatin. Ea am fost și eu în lumea asta, un boț cu ochi, o bucată de humă însuflețită. Sărac așa ca în anul acesta, ca în anul trecut și ca de când sunt, niciodată n-am fost. Nu mi-am slujit patria decât cu armele mele, pana, vioara și bagheta. Aici sunt eu,
un solitar ce-a râs, amar, și-a plâns mereu. Cu al meu aspect făcea să mor, căci tuturor păream suspect. Făcea să mor, căci tuturor păream suspect. Dintre câte am încercat, niciun dor realizat. Poate mâine și mai mâine va fi dulce acea pâine. Și cum stau de supărat, chiar de toate m-am lăsat. Numai tu m-ai sprijinit și în lume mi-ai vorbit. Bătrânețe, că Moldova